Cozi uriașe la punctul de trecere ca a potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției de Frontieră, Raisa Novitski, în jur de 50 de microbuze și autocare stau la rând de dimineață. Raisa Novitski susține că situația este cauzată de faptul că partea română face verificări riguroase. Astfel, unele autocare fac cale întoarsă pentru că nu le este autorizată intrarea în România. Poliția de frontieră precizează că, potrivit informației furnizate de partea română, transportatorii de colete nu pot intra în țara vecină pentru că aceștia nu ar fi respectat normele europene cu privire la transportarea produselor alimentare. Pentru autoturismele și autocarele cu pasageri ce își confirmă bagajele nu sunt impedimente de circulație. Am încercat să luăm legătura cu angajații serviciului Vamaluancea, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.